În cadrul ofensivei culturale a Consiliului Județean Hunedoara și în semn de omagiu față de Avram Iancu, eroul național plecat de pe aceste meleaguri și de la cărui naștere se împlinesc 200 de ani anul acesta, va avea loc în județul nostru un eveniment științific de mare anvergură, ce se va desfășura în perioada 9-10 mai. De menționat faptul că județul Hunedoara este singurul din țară care a inițiat o astfel de manifestare dedicată anului bicentenar Avram Iancu, erou al națiunii române. Împlinirea a 200 de ani de la nașterea celui mai mare erou național al românilor din Ardeal, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 în Transilvania, supranumit de românii Crăișorul Munților, va fi marcată printr-un eveniment științific de mare anvergură. Conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, omul contemporanii epoca. În perioada 9-10 mai, manifestare unică în țară, inițiată de Consiliul Județean Hunedoara prin Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva și în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Avram Iancu a deschis calea spre deșteptarea națională, faptele sale înscriindu-se în conștiința poporului român, pregătind calea spre Marea Unire ce va avea loc în anul 1918. Deschiderea conferinței va avea loc în data de 9 mai la ora 9 la Teatrul de Artă Deva, Sala Mare, iar susținerea lucrărilor va fi găzduită la Consiliul Județean Hunedoara, în sala de ședințe și sala mică. În cadrul evenimentului, cunoscuți oameni de știință români și străini din Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Moldova, Serbia, Statele Unite ale Americii și Ungaria vor prezenta comunicări legate de personalitatea complexă a lui Avram Iancu, de epoca plină de frământări în care a trăit și a luptat, de contextul intern și internațional al anilor 1848-1849, în care au avut loc evenimentele revoluționare din Transilvania, evenimente ce l-au avut în centru pe acest însemnat erou al neamului românesc.